una dintre emisiunile pe care eu chiar le consider de suflet, pentru că recunosc, mă leagă foarte multe lucruri de următoarea femeie în jurul căreia am construit întreaga emisiune. Și vă spun asta pentru că nu este una ca ea, nu mai este nimeni ca ea pe tot mapamondul. Sigur, eu am și o slăbiciune pentru moldovence, pentru că ea vine din Cândești, județul Botoșani, și n-aveam cum să nu mă raportez la acest sătuc din Moldova care a dat atâția și atâția campioni. Vorbesc despre o fată care la 19 ani a debutat la Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles, California. Eu la 19 ani nu știam cum se spune Los Angeles, nu știam. Spuneam Los Angeles, probabil, dar ea acolo obținea 5 medalii de aur, 2 de argint și una de bronz la 6 olimpiade. A fost de 25 de ori campioana României. În anul 2000, Elisabeta Lipă a fost declarată cea mai bună canotoare a secolului 20 de către Federația Internațională de Canotaj. Este maestră emerită a sportului și în prezent este președinte al Federației Române de Canotaj, iar din 2023 este președinte al Agenției Naționale pentru Sport cu rang de secretar de stat. Doamnelor și domnilor, într-o duminică seara, într-o emisiune despre familie, într-o emisiune în care vrem să vă relaxați pe canapea și să dați televizorul mai tare, vă propun o poveste de viață inedită despre succes, luptă și sacrificiu. Și vă vorbi cu omul simplu din Cândești Botoșanilor, dar vă mai spun că i-am pregătit foarte multe surprize, pentru că dincolo de a fi campion e om, mamă, soție, are lacrimi, are emoții, are tumult sufletesc și cred că nu mai e nevoie de foarte multe cuvinte din partea mea, pentru că e nevoie doar de două cuvinte care alcătuiesc numele unei campioane. Elisabeta Lipă! De noi, de telespectatorii României, și tu știi că pe mine mă leagă mai multe decât crede lumea de tine. Ești un om care ne-a adus bucurie, ne-a adus emoții și ne-a adus triumf. Și asta se întâmplă foarte rar și îți mulțumesc pentru aceste emoții. Și eu sper să o fac și în continuare. Cu siguranță o fac. Și te felicit din toată inima pentru această emisiune frumoasă, care mi-a dat emoții mai mari decât într-o finală olimpică. Stai un pic, că tu nu știi ce te așteaptă. Dacă deja ai emoții, înseamnă sunt că... Sunt convinsă, te rog, pentru să iei loc. Am tras așa cu urechea în culise. Dar nimeni nu spune nimic, toată lumea nu spune nimeni tace. Nimic și e bine că nu te-ai uitat în spate, că dacă te-ai fi uitat... Nu te uita, dar nici nu te uita. Decât așa niște... Nu te uita. Murmure. Pentru că dacă te-ai uita în spate, nici n-ai ști la ce să te uiți prima oară. Vrei să te uiți în spate? Nu, mie îmi place să mă uit mai în față. Bravo, mi-a plăcut asta, mergem doar înainte. Doar în față. Dar fii atentă, că ceea ce este în spatele tău este cu siguranță un simbol... Și pentru tine este o parte din viața ta pe care ai sacrificat-o pe altarul sportului, să spunem așa, și al performanței. Ia uite-te un pic. Incredibil, da, deci surprize peste surprize. Adică, cine, adică, ce avem aici? În barca aia se află toată munca mea de 24 de ani, adunată în 6 participări la Jocurile Olimpice, cele 8 medalii. Cine le-a adus? Cine avem le-a... și noi... Cine le-a sustras? Avem și noi complicii noștri. Deci fii atentă că am reușit să aducem această barcă lungă de... 8 metri. 8 metri, da. Aici, în platou. Și are semnăturile tuturor campionilor olimpici, mondiali, europeni. Deci, tu dai seama cât istoria costă... Istoria canotajului românesc aici este. Da, aici. Este pe această nu, barcă. Eu zic că istoria canotajului românesc este pe această canapea. Și îți mulțumesc din toată inima, Elisabeta Lipă, o prietenă și un om pe care îl prețuim, pe care îl... omagiem și pe care îl respectăm, pentru că avem foarte puțini campioni și mai ales femei, dăm voie să fiu feministă în seara asta și să spun că, într-adevăr, femeile din România fac istorie. Corect. Și datorită ție. Și să știi că la Jocurile Olimpice, acum chiar ai tot dreptul să fii feministă, pentru că vorbim de sport, femeile
la Jocurile Olimpice, 99,9% sunt cele care au adus aurul olimpic la Jocurile Olimpice. Băieți sunt mai puțini, așa, mai răruți. Dar titlurile olimpice în ultima perioadă sunt câștigate numai și numai de femei. Eu sper să te simți bine în această seară aici la noi, pentru că vrem să petrecem în familie și când spun familie mă refer la familia de acasă, dar și la familia profesională, la oamenii fără de care n-ai fi putut să faci performanță, la oamenii cărora tu le-ai înmânat mai departe ștafeta, pentru că tot peste tot avem nevoie de o echipă și de o familie ca să putem funcționa. Și la serviciu, și acasă, și oriunde am fi, noi nu putem fi singuri. E nevoie de oameni care să ne susțină, care să ne ajute și oameni cărora să le putem preda tot ceea ce noi am învățat ca să ducem mai departe tradiția. Corect. Și să știi că întotdeauna familia este cea care îți dă liniștea, care îți dă energia, care îți dă imboldul de a... Nu știu, crea lucruri mărețe, îndrăznețe, poate la care e greu, așa, cu greu. Da, dar trebuie să fie și familia aceea care să te iubească necondiționat și care să accepte sacrificiul, că uneori nu poți să stai prea mult de acasă și ei trebuie să fie cei care să te înlocuiască. E foarte important să găsești omul potrivit. La locul potrivit. La locul potrivit. Deci noi ne-am propus să-ți facem în această seară, dragă Betty, așa cum îți spun prietenii, un dar de neuitat. Dar trebuie să mărturisesc că n-am făcut totul chiar de unii singuri, ci am avut câțiva complici. Nu putem face nimic de unii singuri, iar tu sper să fii pregătită pentru ceea ce urmează. Sper că stai bine cu inima, deși n-ai cum să fii campioană dacă nu stai bine cu inima. Privește însă către poartă. La mulți ani. Este premieră pentru o televiziune din România. Lipane, dar ce faceam plecat de acasă de dimineață. Deci, Cornel Lipan, soțul Elisabetei Lipa, este susținător. Da, unde aveți șantier acasă? Acasă, păi evident. Ce faceți? Vă mai faceți un etaj? Sau ce? Ați extins cu o bucătă? Sensoară băiatul. Sensoară băiatul și imediat. Sensoară și el într-una din zile, dar... Am devenit specialist în renovări și acum Elizabeth nu vrea să se lase mai prejos decât Elizabeth, Dragoș. Asta sună ca regina Marii Britanii. Nu, dar noi avem regina României. Elizabeth, lipa noastră, ce frumos a spus Cornel. Eu așa îi spun. Elizabeth, ce frumos. Toată lumea de acasă îi spun Uța sau Uțea, e un diminutiv... Da. Elisabetuța, Uța. Da, dar eu n-am reușit niciodată și nici nu mi-am propus. Ori îi spune Elisabeta clar, așa, dacă e o notă mai oficială, așa, într-o anumită stare. Da, când vă supărați pe ea, Elisabeta. și în mod normal, Lisbeth. Domnul Cornel, era fata într-un cantonament undeva sus pe munți? Pe la Piatra Arsă, din câte țin eu minte. Așa parcă țin și eu minte. Da. Și eu nu eram acolo. Dar știu că s-a întâmplat ceva, o chimie care a făcut-o să rămână lângă dumneavoastră toată viața și dumneavoastră lângă ea, pentru că pentru bărbatul care are acasă o campioană e și mai mare sacrificiu. Dacă vreți să rămâneți prietenă cu Lisbeth, vă rog să nu folosiți cifre. Cu ceva timp în urmă. Cu ceva timp în urmă. Da. Să știți că o mare campioană are nevoie acasă de susținerea unui bărbat, a unui soț, a unui tată și a unui om care o iubește necondiționat ca să poată să o susțină, pentru că sunt foarte mulți bărbați care ar fi pus-o să aleagă eu sau performanța ta în canotaj. Cum ați manageriat succesul ăsta? Să știți că, cu toată sinceritatea, nu e foarte ușor să trăiești o viață lângă Elisabeta Lipă și alături de ea sau împreună cu ea. Dar... probabil ne-am încălzit atunci când făcea performanță, pentru că eu aveam 24 și Elisabeta avea 19. Și a urmat primul titlu olimpic la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Și după a doua ediție făcea, hai tată că mai fac un an și gata. Și stau acasă, mă apuc de gătit, fac tocănițe, borș. Câștiga și făcea, hai mai fac încă un an.
Și așa mai fac încă un an, a ajuns la, să participe la 6 ediții și să aibă un palmares de excepție. Cu toată modestia, este singura sportivă care a rămas căsătorită în urma unei performanțe de excepție. Deci nu e, nu cu toată e modestia asta. Este meritul dumneavoastră, că ați avut nervi și răbdare. Să puteți înțelege că... Aici sunt de acord cu dumneavoastră, că Elisabeta e și, că e și scorpion. Că performanța cere sacrificii. Cere sacrificii. Elisabeta e și scorpion. Ne-ați omorât. Așa că vă dați seama ce jocuri în picioare. Ce zodie sunteți? Săgetător. Și Dragoș la fel, tot săgetător. Nu prea aveați șanse, adică vă spuneam de la început, dar... Bine că, bine că la vremea aia nu prea nu ne bazam pe astrologie. Suntem alături de o familie unică în lume, pentru că, da, se spune că în spatele unui bărbat de succes e o femeie puternică, dar cred că mai degrabă invers... Pentru că bărbatul trebuie să accepte de multe ori că femeia poate să fie mai mult plecată de acasă, că poate să aibă mai multă putere de sacrificiu atunci când lasă acasă și un copil și un soț, când lasă atâtea și atâtea, cum să vă spun, sentimente pe care ea n-ar vrea să le aleagă, pentru că ea vrea să facă și performanță, vrea să fie și mamă și soție, și ce te faci când poate să le facă pe toate la un loc. Și mi-aduc aminte, pentru că eu te-am mai avut pe tine, Elisabeta dragă, la mine acasă, la un podcast, da. Ai fost prima invitată la podcastul meu, mi-ai spus așa, că după foarte multe medalii olimpice, băiatul tău, Dragoș, a venit la tine în brațe, era foarte mic. După și jocurile spus, olimpice de la Atena. De la Atena. Da. Și ți-a spus așa, mami, nu e așa că eu sunt cea mai importantă medalie pentru tine? Tu mă iubești, a zis, nu e așa că tu și 100 de medalii, dacă ai să câștigi, tot pe mine mă iubești cel mai mult? Ce frumos! Și îți dai seama ce era în sufletul copilului aceluia, dar ce e azi în sufletul acelui copil care se mândrește că este băiatul Elisabetei Lipă? În 2004, când de fapt a revenit în 2003 să pregătească 2004... Jocurile Olimpice de la Atena. Dragoș avea 6 ani și un pic, așa. Da. Și Elisabeta, orice se întâmpla, dacă eram la un botez, la o zi onomastică, într-o vizită, nuntă. Oriunde, nunți, oriunde, că cred că v-a spus că la un moment dat era nașa SRL. Am cununat vreo 23 de fiini și am botezat vreo 45. Wow, minunat! Și Dragoș, la ora 20.00, se ridica în picioare și pleca. Se urca în mașină, la 21 era în cantonament și toată lumea știa că dacă e Lipa acolo, trebuie să fie și ceilalți. Aha. Bun, și Dragoș se așeza în fața ușii când eram acasă și îi făcea așa, mama, nu te las să pleci, nu te las să pleci. Da, da, trebuie să plec, că mă așteaptă domnul Roman. Ah. Vorbesc eu, mama, cu domnul Roman. Vorbesc eu, dar nu te las să pleci acum. Și nu plângeați? Da, da, de ce? Plecați plângând da, la cantonamente? El, începea să plângă și dădea niște boabe de lacrimi. Și normal, ce să-i spui unui copil de nici 7 ani, că mama trebuie să plece. Și încercam să-i spun că este mic și nu înțelege ce vreau eu să fac, dar când o să fie mare, o să fie mândru de mama lui. Și el, plângând așa, făcea, da, da, dar eu nu vreau să plec, vreau să rămâi cu mine. Și când după ce plecam, închideam ușa, dar până la Snagov plângeam, nu așa, mai aveam zile când și a doua zi la antrenamente, în special la forță, când făceam abdomen, mi-aduceam aminte și normal că... lacrimile erau la ei, la ei acasă. Domnul Cornelius, ați dat numele de familie. Adică păi da, numele Elisabetei numele... Oleniuc. Oleniuc este, Oleniuc e de acasă, da. Dar dumneavoastră ați dat numele campioanei, cum ar veni. Da. Lipă. A avut mână bună. Ați avut mână bună. Știți că se spune când te măriți să-ți schimbi destinul, că ești alt nume, alt destin. Facem niște glume. Zice soțul doamnei Lipă. Zic, nu, îmi pare rău. Ea e soția mea. Doamna Lipă e soția mea, că Lipă este numele meu. Iar referitor la Dragoș, Dragoș nu spune niciodată la prima întâlnire sau unde cine merge. Cine e el? Da. Spune Dragoș, nu spune Lipă. Pentru că nu vrea ca fata care se îndrăgostește să se îndrăgostească de nume. Numele lui, ci de el ca persoană. Da. Băia deștept. Dar n-avea cum. Categoric e săgetător ca taicăsu. Corect. Și Lipă ca taicăsu. Vreau să vă
Și are și RH-ul negativ ca al meu. Adică rar. Clar, da. Omul rar. Vreau să vă întreb așa. Acasă mai gătește campioana? Sau... Foarte adică... rar, dar gătește la un înalt nivel. Foarte rar campioana. Când are timp. Dar la un exact alt, cum un gătesc moldovenții. Da. Nivel, da. Dar cine dă cu aspiratorul? Să nu mă întrebați, e o întrebare directă către mine. N-am dat niciodată. Nu. Decât cu aspiratorul în mașină câteodată. Vă călcați hainele singur? Nu există așa ceva. Nu mă pricep. Nu vă pricepeți. Dar și nici nu cred că trebuie. Nu. Adică trebuie să rămâneți bărbat. Dar și ea trebuie să rămână.